Bună, sunt Cristina Zavarski și bine v-am regăsit! Mă bucur foarte, dar foarte mult să vă revăd! Nici nu știți cât am așteptat acest moment! Să plec la mare, să simt briza mării, să stau la soare, să mă brunzez. A venit momentul să plec și eu în vacanță și mâine zbor spre Cipru. Ce drept, merg pentru prima dată în Cipru, n-am mai fost niciodată acolo, nu știu cum este marea, nu știu cum este mâncarea, dar sper că o să-mi placă și o să vedeți tot ce s-a întâmplat acolo în pozele mele pe Instagram, pe Facebook și apoi în video pe YouTube. Întotdeauna cel mai greu lucru pentru mine înainte să plec în vacanță este făcutul bagajului. Dacă întotdeauna iau Dita Mai Diamantani cu mine că nu încap în mașină, de data aceasta bagajul meu va fi diferit, va fi mult mai mic fiindcă plec cu avionul, o să iau cu mine numai lucrurile esențiale. Acesta este diamantanul meu, după cum vedeți nu este nici mic, nici mare, este un diamantan mediu. După cum bine știți cei care ați călătorit cu viz, avem voie să ducem cu noi în avion cosmeticele numai de 100 de mililitri. Deci, foarte mici. De aceea, multe cosmetice de aici nu o să iau, mai mult o să cumpăr în momentul în care ajung în Cipru, dar o să iau această cremă de la Bioderma, care are 50 de mililitri. Este crema mea preferată în această vară, fiindcă hidratează bine tenul, îmi place cum o simt pe față și de obicei vara pielea mea este mai uscată, de aceea am nevoie de hidratare, deci această cremă pleacă cu mine. Și acum o să vă arăt hainele care o să iau cu mine. Adică haine. Mai mult sunt costumele de baie. O să iau 5 costume de baie, 5 zile, 5 costume. O să iau cu mine costumele de baie pe care le-am cumpărat recent și pe unele dintre ele voi deja le-ați văzut. O să iau în primul rând acest costum de baie cu Mickey Mouse. Este unul dintre costumele mele preferate. Mi se pare foarte haios. Al doilea costum de baie este acesta portocaliu. Și pe acesta l-ați văzut. Arată foarte bine pe corp. Am și un costum de baie cu două piese, să nu ziceți că vă arăt numai costumele de baie întregi, chiar dacă mie îmi plac foarte mult. Acesta este sutienul. Aici în față mi-am place foarte mult fiindcă are un șiret din acesta, poți să tragi cât vrei sau să-l lași un pic mai larg. Și mai are la el un kilot cu talie înaltă. La fel, uitați-vă aici. Are un șiret și din această parte. Mi se pare un costum de baie foarte frumos. Mai am unul colorat, cu flori. Acesta are aici o mulțime de bolănașe. Și ultimul costum de baie este leopard. O să iau cu mine și acest costum pe care îl vedeți acum, cu acest print simpatic cu frunze. Și mai am aici un cardigan mov lung, care se îmbracă deasupra costumului de baie. Mai am un cardigan. Acesta alb, croșetat. Acum o să vă arăt accesoriile pe care o să le iau cu mine. În primul rând o să iau această pălărie. Dragii mei, cam acestea sunt lucrurile pe care eu o să le iau cu mine în vacanță. Sper din suflet că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like. Iar dacă încă nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, nu uitați să dați subscribe. Hopa! Îmi place mult și această pălărie. Și o să mai iau o șapcă cu mine. Aceasta. Stați că mai am și ochelari de soare, 5 perechi. Prima pereche este aceasta, mov. A doua pereche de ochelari este aceasta, albastră. Mai am o pereche galbenă. O pereche de ochelari gri. Și o pereche roz. Dragii mei, cam acestea sunt lucrurile pe care eu să le iau cu mine în vacanță. Sper din suflet că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like. Iar dacă încă nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, nu uitați să dați subscribe. Nu uitați de asemenea că puteți vedea mai multe poze din vacanță sau din viața mea de zi cu zi și pe pagina mea de Facebook, pe Instagram și pe Adnaclasnike. Vă aștept acolo cu mare drag. Până atunci, dragii mei, urați-mi drum bun și ne vedem foarte curând. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!